Potrivit statisticilor elaborate la început de an de către Direcția Generală de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului Giurgiu, în ultimii 5 ani în județul Giurgiu a crescut numărul copiilor încadrați într-un grad de handicap. Astfel, în anul 2011, copiii cu dizabilități aflați în evidența direcției erau în număr de 681. Numărul a depășit 700 de copii în 2012, ajungând la 741 în anul următor. De asemenea, și în anii 2014 și 2015, numărul cazurilor a crescut constant. De la 774 în 2014, numărul cazurilor a depășit 800 la sfârșitul lui 2015. 438 de cazuri, adică mai mult de jumătate din numărul total de 814 copii aflați în evidența compartimentului de evaluare complexă a copilului cu dizabilități, au fost diagnosticați cu întârziere mentală, gravă, profundă, medie sau ușoară. De cele mai multe ori, aceasta este asociată și cu alte diagnostice, precum tulburări hiperkinetice, nanism hipofizar, epilepsie, enurezis, tetrapareză spastică. Numărul cazurilor se menține relativ constant în ceea ce privește copiii diagnosticați cu sindromul Down, deficiențe vizuale, epilepsie și diabet. În ceea ce privește numărul copiilor diagnosticați cu autism, numărul a crescut de la 102 în anul 2014 la 129 în anul 2015. Copiii încadrați într-un grad de handicap primesc alocația de stat dublă. De asemenea, în funcție de gradul de handicap, beneficiază și de buget complementar cuprins între 39 și 106 lei lunar, iar copiii încadrați în gradul de handicap grav beneficiază de plata unui asistent personal care este de regulă unul dintre părinți. Încadrarea copiilor într-un grad de handicap se face de către Comisia pentru Protecția Copilului Giurgiu. 64% din numărul total al copiilor cu dizabilități din județul Giurgiu au fost încadrați în gradul de handicap grav. 25% au gradul accentuat, aproape 9% sunt încadrați cu grad mediu, iar 1,2% dintre copii au gradul de handicap ușor.